care locuiește la vreo 2000 de kilometri de Botoșani, care a venit special pentru dumneavoastră, doamnelor, să vă bucure în această importantă zi a primăverii. Expoziția pe care o vedeți este rodul periplurilor prin lume a familiei Diaconescu, nu numai a domnului, ci și a doamnei, pe care am văzut-o în multe fotografii făcute în diverse locuri din lume. Este, prin urmare, o fotografie, este o expoziție de grup, o expoziție făcută de doi oameni care s-au gândit, care au selectat, care au adunat, au reprodus și, în final, au expus în fața noastră portrete de fete, de femei, din toată lumea și din toate timpurile. Pentru că această expoziție are calitatea și capacitatea de a ne purta în timp. Ea nu este numai o imagine a timpurilor noastre, a anilor acestora pe care îi trăim, ci ne trimite cu mai mult de 2000 de ani înainte.